cum ar veni, s-a terminat evenimentul și îmi iau două zile, trei de concediu. Că-mi duc rock sliderele la la camping. Mi-am zis, băi, trebuie să merg la camping cu rock slidere. Da, mergem ușor așa, să facem să fie frumos. Paule, hai mă că tot vin la Călăraș, o leg și pe a ta de remorcă și ți-o aduc. Nu mai plec niciodată, de la 8 dimineața vreau să plec. Mai plec, mai fac și cumpărături, nu mai plec. Din aia mare? Da. Bă, e mai mare ca tine, mă. Cine o mănâncă pe aia toată? Mănânci tu? Tu. Eu? Bă, ce șmecher ești tu. Fac ca ea. Cum să mă fac ca ea? Da. Și tu burtos. Nu! Dormi în mașină și tu un pic? Nu. Hai, pe ce mă, toticule? Nu vreau. Nu vrei, nu? Dar la prânz tu trebuie să dormi orice ar fi, orice s-a întâmplat. Cum? Ia uite, na. Am ajuns la benzinărie și mai avem până la camping. Cred că o oră. Head east. O, Doamne. Oprește nebunia asta. De ce a zis Harry? Harry East a zis? Da. Harry East. A zis de vorbea de unul, Harry, nici nu-l cunosc cine e Harry. Harry Style. Harry Style. Mai am fost odată aici. Da, bineînțeles că am mai fost odată aici. Nu vreau să mă dau jos. Da, bineînțeles că te dai jos. Dar cine a zis că nu te dai jos? Să arăt toată lumea că e ăsta care scuipă pe copil. Aha, să arăt la toată lumea că e ăla care scuipă pe copil. Bine, mă, tot. Hula, papam! Da. Și avem în mijloc modelul nou. Și în stânga și în dreapta avem. Da. Și în stânga și în dreapta avem modelele anterioare. Ăsta e facelift versus cele vechi. Să vedeți diferențele. Cine? A venit tata, i-am luat cafea și apă minerală aprigă ca el. Cum îi place lui. A venit cu asta galbenă, vezi? Vezi ce înseamnă să fie altfel? El o are galbenă, tăticule. Pentru că are tricoul ăsta galben și neinspirat cu numele de Bad Petunia. Și ești prea înalt și nu apari în cadru tu. Nu se vede capul. E doar corpul. Nu, nu-și mai... Ia-ți apa aprigă. Mulțumesc. Și nu mai știu care e una, care e alta, dar le descoperim acum.
Am ajuns la Miruna. Așa se numește plaja asta noastră, Miruna. Și o să stăm în locul de anul trecut, pentru că pare mai lat, mai drept, pentru mai multe rulote. Pare că i-am băgat pe băieții ăștia prin pădure pe acolo. Da, asta e. Și o să le prezentăm locul. Plaja Miruna. Așa se numește aici. Da, mă, ziceam că... Salut, bine te-am găsit. Ziceam că aici se numește plaja Miruna. Știi că țipau ea Miruna. Corect. Plaja Miruna, frumos. I-am adus pe băieți. I-am adus pe băieți la plaja Miruna, știi? E că mă uit în oglindă asta, am impresia că tot timpul că trage un ATV, un ceva, nu rulotă, știi? E tot timpul altceva. Da. E Traian, da. E plăcerea lui, mă, să... Dă-i așa, dă-i. Și acum du-te în față, Ștefan. Mă duc în... Oh! Așa, mă, să pară mare. Nu te vezi. Tu nu te vezi în episodul ăsta, mă. Nu, știi cum ești tu? Tu știi cine ești tu? Băbuța aia din Tom și Jerry, știi? Care nu se vedea capul niciodată. Știi? De ce ai ales tu fix un personaj de culoare? Nu m-am gândit la asta. Nu m-am gândit la asta. Un personaj de culoare. Vreau să fiu cretel. Da, nu m-am gândit la... Nu știu. Așa asocia creierul meu. Ușor acum, să știi. Mai ai 10, 5 de centimetri vorbeam. Știu. Merge așa. Cred că ți-e mai simplu în stânga, să știi. E mai simplu în stânga. Să știi că poți să rămâi așa și ești aproape perfect. Micuțule, ca să zic așa. Dar putem să o luăm pe sus, să o dăm așa. Putem să o luăm, dar nu avem de ce, că o îndreaptă. Prea mult în pădure. El vrea la apă. El vrea să scoată piciorușul în apă. Păi aș mai lua că sunt mai mulți și mâini, dacă știi. Dacă toți suntem la subiect. Bravo, mă, Paule. Nu? Da, bravo. Ce să zic, bravo. Da, da, facem. Facem pod. Putem să facem un pod. Să ajungem în parte. Să vă dea ăștia de la Călăraș cheia orașului, știu, să vă facă cetățeni de onoare, că n-au reușit ei în atâția ani, faceți voi acum. Se doarme puternic, 7:30, se pare și normal, și eu aș fi dormit, dacă nu m-ar fi trezit tren, plasare de produse, pentru cine vrea să bea un vin bun, am auzit că e bun, eu nu beau, nu consum, în sfârșit.
locul și focul. Ce vreme bună. Doamne, ce vreme bună. Și ce loc bun, aici la plaja Miruna. Incredibil. Oh, plaja Miruna, bă, băiatule. Da. Frumos. Da, bineînțeles. Vreau să îmi lagă cineva cu mățara și pasăria. Tati, poți să-mi desfaci să-mi legi cu mățara? V-am luat în hamac. Așa, pentru 30 de secunde de stat în hamac, măcar. Cât stă Traian liniștit. Un pic. Frumos, foarte frumos. Super, nu de coșuleț, ziceam. Ăla de deasupra, nu de ăla, ziceam. Deloc, așa. De vreme, păsărele. Frumos. Niciodată. O cu mișcarea. Vine Ivănescu și îl gonește. 100%. Când vine Ivănescu, gata. Da, da. Da, tata. Bravo, tata. Foarte frumos. Hai de mă, că de-abia am pus asta aici. Of. Da, și cum e la camping, bineînțeles că adaptorul de la brichetă pentru frigider ca să meargă Neco Flow n-a mai făcut contact cum trebuie, așa că am lăsat frigiderul pe bateria Toyota-i, care bineînțeles că a cedat la un moment dat. Și astăzi, după ce că se anunța o zi splendidă, după ce că, vorba aia, a fost înnorat toată ziua și a mai și picurat, dar să nu-l mânii pe Dumnezeu cum ar veni vorba, pentru că în București plouă, toată ziua a plouat și a fost urât. În schimb aici au fost doar câteva picături, iar vremea a fost splendidă. Ceea ce îmi doream eu era puțin soare ca să-mi încarc și eu bateria. Toyota-i cu panoul solar. Dar dacă nu se poate, ne mulțumim și cu plaja Miruna. Mai avem de făcut niște curățenie, că au venit pe aici niște neandertali și și-au scos altelele, vă dați seama. Au lăsat așa, mai un carton, dar arată superb. Locuri de campare aici unde am fost, nisip super fin, tot ce vrei. Tot ce vrei. Perfect. Plaja Miruna. Așa cum vă spuneam, aici la plaja Miruna avem și separeul pentru rulote mai mari, pe drept. Pare un pic înclinat aici, da? Aici e perfect drept. Cu umbrar, cu gard viu, tras.
față de vecinul. Aici avem umbrar, vedere la apă, se poate pescui de la umbră aici. Aici mai avem un separeu pentru două rulote, tot pe drept, se pot pune două rulote aici, tot cu gard, separeu, vecinul, frumos, loc de foc și aici plajă, da, frumos. Nu intra treia, o tot cârie, las-o mă, nu mai încerca, da, tot bagă. Da, și aici frumos, dacă vrem să ne bronzăm trupurile pe nisip sau pe iarbă. Bineînțeles, și aici un loc de rulotă. Superb pentru oamenii care își doresc să stea la soare, să-l ia pe tot. Plaja Miruna. Ce să mai, litoralul pentru toți. Acum mai ales că vine criza. Cât de bine arată pădurea asta. Și-s locuri de campare. Cât de bine. Super. Super, super. Panouri solare, nebunii, haos, domne, chestii. Tot generatorul face treabă. Cred că țiplă. Țiplă. Uite, ce cețuc așa cu aburi, cu soare, cu pâinele. Ce frumos, ce frumos. Ce faci, mă, te-ai trezit? Bravo. Bravo. Conectăm. Conectăm lucruri. Ce? O bomboană pentru mine, tati. De unde ți-a venit asta acum? Să mănânc. Serios? Ți-era foame? După ce mâncăm mâncare. Găsesc o bomboană. Vedem noi, găsim noi ceva. Asta o pui de vânzare? Cât costă? Zic, o pun aici, acum, gata. Păi trebuia să pui tu întinsă frumos. Lasă-mă, am eu poze, mă descurc. Zic, cât costă că o pun pe grup? Nu știu, era 1700 pe... De lei? De lei. Ok. Faci discount, alea... Se aplică discount. Asta nu, ce bomboane. Băi, mâncare. Băi, ai simpatic, mă. Ce-a pățit, mă, ăsta? Nu știu, frate, s-a trezit. Și i-am dat cafea aici, nebun de dimineață. Asta nu, ce bomboane. Nu ai acolo. Uite ce ușor și asta. Țiplă. Am văzut mult pe ea. Și strânsă de mine, singur. Hai că n-ai decât un minut de când filmezi, adică ești foarte, foarte dacă rapid. Dacă mă ține Ivănescu de vorbă, câte seama, minute? 30 de secunde, era gata. Păi tu erai gata, tu ești gata, nu mai repede decât mine. Asta clar, dar eu am din asta. Nu din aia, mare. A mea e mai mică. Asta zic. Asta zic și eu. Și mai îngustă. Da. E mai pe subțire. Și se termină și mai repede. Se termină și mai repede. Toate cele, toate relele. Tati, ai o bomboană pentru mine? Doamne, ce picătură chinezească am aici. Îi zici cumva milobule? Zic că am o picătură chinezească de la 7:30 dimineața. Dar ai vrut să faci dragoste. Da. Thank you.
ai loc aici mult. A fost, doamne, doamne, aș mai fi stat o săptămână aici la plaja Miruna, pe care am lăsat-o mai curată decât am găsit-o, bineînțeles. Am făcut locurile aici de campare pentru alți oameni, nu știu, își doresc să vină să stea. Frumos, superb, superb, super, superb. Vrei să cumperi insula? Vrei să cumperi insula asta, mă, sau ce te gândești? Nu știu, mă, să stai acolo. Pe insula? Da, dar Tom Sawyer, ca hacul de bani și o să vezi. Asta a fost. Ne vedem la următoare. Frumos să înghei, mă, ce frumos strânghei.